România TV a fost și de această dată cea mai urmărită televiziune de știri în ziua votului. Cei mai mulți telespectatori au ales să se informeze corect de la România TV. România TV a înregistrat o cotă de piață record de 11,4%, lăsându-și cu mult în urmă toți ceilalți concurenți. 5, 4, 3, 2, 1... Câștigătorul din această seară, doamnelor și domnilor, câștigătorul alegerilor, Nicușor Danu, învinge pe Gabriela Firea la București. Rezultatul votului a fost urmărit la România TV de un număr record de telespectatori. România TV a difuzat cel mai precis sondaj la urne. România TV a fost singurul post care a dat o diferență între Gabriela Firea și Nicușor Dan în marja de eroare. Spre deosebire de alte televiziuni care au manipulat cu diferențe procentuale de 10%. Numărătoarea oficială a confirmat încă o dată că România TV este cel mai serios post de televiziune. În minutul difuzării rezultatelor, România TV a înregistrat o cotă de piață record de 13,7%. De altfel, România TV a înregistrat cifre record de audiență și în topul general la nivel național. România TV s-a situat peste Antena 1 la mică diferență față de Pro TV. România TV continuă să-și informeze corect telespectatorii și să difuzeze cele mai bune informații și imagini.